Discută mai multe acum cu domnul Virgil Bolăceanu, general în rezervă. Bună ziua! Vă mulțumim Bună foarte ziua. Mult! Plăcere! Exista această temere sau această preocupare cumva că România, iată, plătește, se sacrifică pentru Ucraina. Iată, nu este cazul, domnule Bolăceanu. Eram sigur și de la începutul comentariilor mele am subliniat că există bani pentru plata acestor sisteme. Problema plăților, a cheltuielilor, nu este problema principală. Aici trebuie să luăm în considerare, pe de o parte, condițiile care trebuie întrunite de către Ucraina, adică să aibă personalul pregătit care să deservească acest sistem, această baterie. Doi, să dispună de muniția necesară pentru această baterie, pentru că noi nu furnizăm sistemul cu muniție, dar lucrurile trebuie să se realizeze concomitent și privind condițiile din România. Adică România să fie foarte clară și cu etapizare în timp a momentului în care înlocuiește acest sistem. Pentru că noi trebuie să gândim în continuare că vom avea 7 sisteme de apărare antirachetă de tip Patriot. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și alte avantaje pe care ar trebui să le obțină România. În mod indirect, apropo de discursul președintelui Zelenski și mulțumirile adresate României, am vrea să vedem mai mult ca preocupare legislativă și acțională a Ucrainei, alături de drepturile minorității române din Ucraina și o anumită atitudine de respect față de preoții români care sigur slujesc în Ucraina. Iar pentru România, nu numai înlocuirea trebuie să o avem în vedere, ținând seama că inițiativa de donare aparține președintelui Biden la întâlnirile cu președintele Iohannis. Și dacă n-am vorbi sau nu vorbim la nivel strategic ca să încercăm printr-o poziție fermă a României să reechilibrăm prezența Statelor Unite și NATO în flancul de sud-est față de flancul de nord-est, pentru că există încă un dezechilibru, el puțin nu, iată, ar apărea o necesitate legată de sistemele antidronă. Pentru că la ora actuală amenințarea fizică cu posibile pierderi de vieți umane a civililor este legată în mod direct de dronele în derivă care pot să ajungă din nou în spațiul aerian al României fiind încărcate cu explozibil. Pe de altă parte, să nu uităm că avem și nevoie de adecvarea legislației naționale care să permită combaterea acestor drone în derivă. Iată, pornind numai de la ceea ce înseamnă donarea unui sistem, câte probleme ar trebui să fie avute în vedere, pentru că, într-adevăr, gestul României să nu rămână doar la nivelul generozității și să ne urmărim de fiecare dată, cum fac și alte state, interesul național, dacă nu folosesc un limbaj de lemn. Și cine ar trebui să intre în discuție în cazul a ceea ce spuneați mai devreme, problema personalului care să opereze aceste sisteme și al muniției? Aici cine intră în discuție? Aici intră Ucraina. Sigur că ei n-au informat că sunt gata cu toate condiționările, dar noi trebuie să o luăm în calcul. Nu este problema României. Dar, repet, ca să fie un sistem folosit eficient de ambele părți, condițiile de care vorbeam, condiționări mai exact, trebuie să se realizeze simultan. Adică în momentul în care am livrat acest sistem să fie operațional și nu să rămână în așteptare și în același timp noi să avem soluția clară de înlocuire acestui sistem. Nu numai legată de costuri, ci și soluția legată de asigurarea celui de-al 7-lea sistem. Domnule general,
Ce mai știți despre negocierile de pace? În ce etapă ne-am aflat acum în privința negocierilor, iată, ca să vedem pace în Ucraina? Negocierile de pace sunt ca un vis al diplomației internaționale. Nu vorbim însă nici măcar de discuții de pace. Vorbim de niște planuri de pace de ambele părți, dar care sunt absolut contradictorii. Deci cu planurile respective nu se va ajunge la capitolul discuții. De altfel, nici momentul nu este pregătit pentru aceste discuții de pace, fie prin încetarea focului și un armistițiu temporar, fie până la încetarea focului și a unui armistițiu temporar, pentru că ambele tabere au inițiativa. Rușii o au în bătălia pentru Donbas, ucrainienii o au în bătălia pentru Kursk. Atunci când nu există un moment în care o parte din părți să-și fie epuizat resursele și când condiționările legate de situația operativă nu impun un asemenea lucru, pentru că lucrurile nu sunt clare din punct de vedere al prezenței teritoriale, pentru unii însemnând cuceriri teritoriale Federația Rusă, pentru alții o prezență în teritoriul Federației Ruse pe o perioadă cât mai îndelungată, este aproape imposibil să vorbim de discuții pentru pace. În definitiv, iată, un plan mai vechi al lui Putin spunea: încetăm imediat focul în condițiile în care forțele ucrainiene se retrag în adâncime de pe aliniamentul de contact, se stabilesc zone demilitarizate, se reduc forțele militare ucrainiene, se demobilizează rezerviștii. Iată că sunt niște condiții care nu pot fi acceptate, nesubliniind însă lucrul cel mai important. Iar teritoriile care au fost cucerite de către Federația Rusă și anexate ilegal aparțin ca drept istoric Federației Ruse. Pe de altă parte, Ucraina spune: da, vom discuta pacea în condițiile în care rușii se retrag din teritoriile invadate în 2014 și în 2022. Iată că sunt propuneri care ne apar în mod evident ca absolut contradictorii. Situația de pe teren nu este clară de nici o parte, nici în privința rușilor, nici în privința ucrainienilor. Nici rușii nu și-au pierdut capacitatea ofensivă, iar ucrainienii și-au recâștigat capacitatea ofensivă cu consecințe asupra moralului trupelor și al populației ucrainiene odată cu declanșarea bătăliei pentru Kursk. Ca atare, suntem obligați să analizăm în continuare situația operativă de pe teren, care ne duce cu gândul mai degrabă la un război de uzură, de lungă durată, decât la scurtarea războiului. Și, domnule general, mai avem și demiterea ministrului afacerilor externe, Dimitro Kuleba, care arată că Ucraina este cumva în impas. Cum spunea și Zelenski, acesta nu mai avea energia necesară pentru a promova furnizarea de arme. Cum comentați? Este greu să comentez, pentru că nu cunosc cât de desubturile unei asemenea decizii, care în intimitatea deciziei este cunoscută, decizia numai de către Zelenski. Însă, pe timpul războiului poate să apară și oboseala, prin funcția pe care o îndeplinești, poate să însemne și nouă perspectiva unui viitor președinte al Ucrainei, adică acea rezervă de președinte pe care orice stat trebuie să o aibă, mai ales în condiții de război. Avem și cazul Zaluznyi, acum avem cazul Kuleba. Se pare că totul va fi împachetat în contextul unei remanieri guvernamentale. Regula de aur a jocului, mai ales într-un război, ar fi
să menții cât mai mult stabilitatea decidenților politici și militari pe funcțiile pe care le au, pentru că, sigur, ei au experiența deciziilor în condiții de război, fie că vorbim de decizii pentru planurile de apărare și de ofensivă pentru înzestrarea armatei, fie că vorbim de politica externă a Ucrainei. Nu cred că un nou ministru de externe, nu exclud, însă, în esență, nu cred, va aduce mai mult sprijin pentru Ucraina, pentru că sprijinul pentru Ucraina este dictat de unitatea occidentală, ea rămâne constantă, însă sprijinul are și o parte de birocrație consistentă. Degeaba ai fonduri, cum acum sunt fondurile cel puțin din pachetul american, dacă durează mult comenzile către industria privată pentru a asigura echipamentele și mai ales munițiile pentru Ucraina. Iar pe de altă parte vom vedea momentul alegerilor din Statele Unite, fără doar și poate preocuparea Ucrainei în mod special a lui Zelenski, este legată nu de Harris, este legată în mod sigur de Trump, ținând seama de impredictibilitatea acestuia și de unele afirmații, sigur unele exagerate, voi încheia pacea în Ucraina într-o zi, care dau de gândit ucrainienilor din punct de vedere al continuării sprijinului. Iar România să fie conștientă că fără Ucraina care să reziste, rușii vor cuceri Donbasul, vor crea culoarul de est. Un scop al operației din curs a fost dejucarea planului de deschidere și a direcției ofensive înspre Sumă, iar dacă rușii creează culoarul de est, vor crea și culoarul de sud, operația Odessa, ieșirea la gurile Dunării și în Transnistria. Domnule general Virgil Bălăceanu, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru analiza dumneavoastră.